Bun dragi prieteni, sunteți pe AS.ro De fiecare dată am vorbit aici și despre lucruri interesante Așa am zis noi vorba celor de la diverti să mai descontorgiosionăm atmosfera Dar de fiecare dată când a fost vorba am discutat și despre uh, lucruri firești normale din sportul mondial. Și am spus noi de fiecare dată că uite cât profesionism există la profesionalism, există la niște băieți, uite la echipe. Țineți minte cu Vinicius atunci când, deci venea în viteză și era sigla celor de la Real Madrid desenată pe iarbă acolo, a sărit peste ea și a spus sigla nu se calcă niciodată, ea doar se sărută. Și tot felul de lucruri de acestea. Niște băieți care um, au preferat ca la 43 de ani, băiatul ăla de prin Argentina, după ce se retrăsese de mult și ajunsese director sportiv, a zis băieții au nevoie de jucători pentru că erau probleme de COVID și a intrat pe teren. Și și așa mai departe. Adică ceea ce vreau să spun e că am dat exemple de fiecare dată și de profesionali Și am vorbit noi tot timpul, domne, la marile cluburi, băi, la marile cluburi, Barça, Real, ce nu contează sportul. Acolo e o disciplină și frumos și așa mai departe. Bun, ați reținut treaba asta. Mai ieri, așa numai ce deschidem noi ziarile astea străine, hopul, îl vedem pe Pabu, Penea Pablito Laso, antrenorul celor de la Real Madrid, băiatul ăla mai așa, mai Dolofonel un pic, dar un antrenor senzațional, care vine și spune din acest moment la Real Madrid, doi jucători nu vor mai evolua niciodată, rețineți, niciodată, atâta vreme cât eu sunt tehnician aici. Băie, Pablito, trăiește, ce s-a întâmplat mă, cu Liga? Real Madrid nu traversează o perioadă fastă, vorbesc de echipa de basket, nu traversează o perioadă fastă. Ok, e în în primele 8, e pe locul 2 în, 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 Spania, în campionatul național de acolo, șadă basket, dar înfrângeri după înfrângeri și așa, așa mai departe. Și vine el nervos și zice așa, din acest moment, câtă vreme mai sunt eu antrenor aici, Trey Tompkins, care chiar e sculă, că l-am urmărit așa și cu Thomas Örtel Uh, francezul despre care știți că am mai vorbit noi că a fost dat afară de cei de la Barcelona l-au lăsat odată uh, fără să-l mai ia în autocar a mai, făcut, a mai discutat noi și apoi l-au luat cei de la Real Madrid ăștia doi nu mai joacă în viața vieților lor băi ce s-a întâmplat și apropo de profesionalism Real Madrid care trece perio printr-o perioadă proastă se duce să joacă cu Panathinaikos meci în Euroliga se termină 87-86 pentru uh, greci uh, acolo în Oaca, infern, infern a fost, ăștia supărați, nu le mai merge nimic și așa mai departe. Hop și se află după aceea că de fapt profesioniștii Thomas Hurtel și Trey Tompkins au tirat-o, ca să folosim o expresie de pe stadioane, înaintea meciului dintre Panathinaikos și Real Madrid la o petrecere unde s-a citit cu coperți la schimb. Profesioniștii, vă dați seama dacă se întâmplă la noi. profesioniștii basketului... Uh, nu madrilen că nu sunt madrilen. dar spanioli Aflați înaintea unui meci decisiv Cum sunt toate cele din Euroliga Pentru că acolo se joacă basket puternic Pleacă pe un șprițache frumos Nea Pablito nu le zice nimic Pentru că aveau uh, uh, Meci i-a așteptat în holul hotelului, cum fac antrenorii bătrâni, ăștia erau carmolete, nu se putea așa, i-a băgat la duș cu gheață, cu apă rece, i-a trezit și, culmea, că i-a și introdus în acel meci, Tom Kins, 21 de minute, a dat o puncte și el, în altul 19 minute și... Uh, atenție mare, Ertel a fost cu 18 puncte cel mai bun marcator al echipei de ăștia, dacă ar fi fost și 3, dar mă rog. După care i-a dat afară pe amândoi. E scandal mare în, în Spania pentru că Real Madrid nu funcționează așa cum trebuie la basket. Are vreo 10 ani de zile o la Real Madrid, dar s-a pus și problema înlocuirii lui, deși pare greu de crezut, pentru că Real, repet, a îngrenat în ambele competiții, și în campionat, și în așa. Dar cei doi jucători, ce este interesant, nu vor mai evolua niciodată. Asta dacă nu cumva să mai îmbunează treaba, deși la cum era de nervos la conferința de presă, pare să că nu. Pablito Lasso nu mai vrea să îi vază pe cei doi, cum vă ziceam pe Ertel și pe Trey Tompkins. Asta ca să mai arătăm așa că nu toate lucrurile funcționează la echipele mari, jucători plătiți foarte mult. Dacă joci la Barça și la Real Madrid în decurs de 2 ani de zile în Spania, înseamnă că chiar e ceva de capul tău, dar iată că mai și greșești. As.ro, toate cele bune, numai bine, la revedere!